5 băuturi sănătoase care te ajută să slăbești. Majoritatea celor care se apucă de dietă cred că pentru a da jos kilograme este nevoie doar de alimentație sănătoasă și de sport. Însă secretul pentru a pierde în greutate sunt băuturile. Iată 5 băuturi care te ajută să obții o siluetă de invidiat. Ceaiul verde este o băutură ideală pentru diete. Acesta conține antioxidanți numiți catechine. Catechinele au rolul de a stimula metabolismul și de a da un impuls organismului să ardă grăsimi. Un studiu arată că persoanele care au consumat ceai verde au pierdut cu aproximativ 4 kg mai mult decât cele care nu au băut. Sucul de vișine este o altă băutură care este recomandată să o consumi dacă vrei să pierzi în greutate. Consumul de suc de vișine are rolul de a îmbunătăți calitatea somnului, un aspect foarte important atunci când ești la dietă. Vișinele sunt bogate în melatonină și triptofan, substanțe care vă ajută să adormiți mai repede și să aveți un somn mai profund. Cafeaua. Aceasta se numără și ea printre băuturile recomandate la dietă. Important de menționat însă este faptul că nu trebuie să exagerăm cu laptele și zahărul. Un studiu recent arată că băutul a 4 cești de cafea pe zi poate duce la o reducere a 4% de grăsime corporală. Conform cercetătorilor, cofeina ajută metabolismul să ardă caloriile mai repede. Suc de grefe. Dacă ai poftă de un suc de fructe și totuși vrei să bei ceva fără prea multe calorii, sucul de grefe este ideal. Optează pentru un pahar mic de suc la micul dejun. În cadrul unui studiu de 12 săptămâni, 100 de bărbați și femei obezi au fost împărțiți în 3 grupuri. Primul grup a mâncat o jumătate de grefă înainte de fiecare masă, al doilea grup a băut un pahar de suc înainte de fiecare masă, iar ultimul grup nu a primit niciun fruct. În medie, cei care au mâncat grefe au pierdut aproximativ 1,6 kg, iar cei care au băut suc au pierdut 1,5 kg. Grupul de control care nu a primit nimic a pierdut mai puțin de jumătate de kilogram în cele 12 săptămâni. Apa de cocos și apa de pepene verde. Chiar și la dietă, pofta de ceva dulce apare inevitabil, în special după ce ai depus efort fizic. Totuși, este bine să alegi varianta cea mai sănătoasă, precum apa de cocos sau apa de pepene verde. Ambele variante sunt sărace în calorii și zaharuri. Pepenele roșu conține o cantitate mare de un aminoacid care ajută la eliminarea acidului lactic din mușchi și la reducerea durerilor musculare. Astfel, băuturile din cocos și pepene sunt ideale pentru persoanele care fac exerciții fizice, relatează wowbiz.ro.